La posturile naționale de televiziune din Rusia, propaganda pare de neoprit. Invitat în platou, un reputat profesor de studii de securitate spune că pentru Rusia, războiul din Ucraina este un exercițiu pentru un potențial conflict cu NATO. Și vom vedea împreună imediat înregistrarea, dar în altă emisiune, un comentator neagă că una dintre cele mai mari atrocități, și anume marea foamete provocată de Uniunea Sovietică în Ucraina în anii 30, ar fi avut loc. Și susține că, de fapt, vesticii organizează chiar acum o foamete globală, numai și numai pentru a denigra Rusia. Iar șefa Russia Today i-a omagiat pe soldații ruși care ucid civili în Ucraina. Ради своих же собственных ребят, которым я в очередной раз пользуюсь тем, что я в прямом эфире федерального канала, шлю вот просто поклон за все, что они там делают, это невероятно. Для нас война на Украине, я думаю, надо еще и под этим углом зрения ее рассматривать, это репетиция, возможно, будущего более крупного конфликта. И поэтому то, что мы испытаем, померяемся с натовским оружием, посмотрим реально на поле боя, насколько сильнее реально наше оружие их, это, может быть, будет школой для нашего будущего конфликта. Жутковатый эксперимент. На протяжении многих лет, даже десятилетий, Украина попыталась монополизировать слово «голод» по отношению к себе. Даже выработали новый термин, который называется «голодомор», которого на самом деле никогда не было. Сознание западного обывателя подготовлено к тому, что Россия, Советский Союз, между которыми ставят знак «равно», это та сила, которая организует, уже организовала в прошлом голод на Украине. Они реально хотят вывести, в крайнем случае уничтожить запасы зерна на Украине, организовать там голод и обвинить Россию, нашего президента. Почему? Потому что Путин бросил им вызов. Потому что Россия единственная на сегодняшний момент сила, которая в открытую противостоит их гегемонии. И ради этого, надо понимать, они пойдут на любое преступление, чтобы очернить. Они приедут и убьют людей в Буче. Они организуют голод на Украине. Они же хотят организовать голод в мировом масштабе. Картинки детей с вспухшими животами в Африке, они вызывают слезу. Они таких картинок хотят. Вот они что хотят. Они хотят этого голода. Iar în direct cu noi, în minutele următoare, este domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Mulțumesc tare mult, domnule Diaconescu, pentru intervenție. Bună ziua. Aș vrea, în primul rând, să comentăm puțin declarația făcută de acel profesor de studii de securitate din Rusia, care spune că, de fapt, ce se întâmplă acum în Ucraina este un exercițiu, o repetiție, pentru un viitor conflict de amploare cu NATO. Cum să privim aceste declarații? Doamna, aici este nevoie să avem o perspectivă generală și generică. Tot ceea ce vine din sursă publică din Federația Rusă nu își are originea la ceea ce înțelegem noi prin a fi oameni liberi, jurnaliști, formatori de opinie, analiști politici. Sunt niște personaje care sunt mecanizate din punctul de vedere al războiului hibrid și care instrumentează public pe diverse tonuri tot felul de mesaje care, pe de o parte, încearcă să se alăture acțiunii militare de distrugere a Ucrainei, pentru că în această fază s-a ajuns câtă vreme intervenția militară din 2022 nu a mai semnat cu cea din 2014, iar conducerea politică de la Kiev nu a abandonat țara, cum s-a întâmplat atunci. Și în al doilea rând, în ceea ce privește convingerea opiniei publice din Federația Rusă, în legătură cu legitimitatea, cu argumentația acestui război, cu faptul că dușmanul real este unul mult mai puternic decât Ucraina, și anume Alianța Nord-Atlantică, sunt elemente de propagandă și atât, tipice gândirii sovietice din anii 50-60, care nu au drept scop decât să se alăture agresiunii de tip hibrid. Ori, din acest punct de vedere, orice spun acești oameni, practic, nu are absolut nicio relevanță, nici în ceea ce privește dialogul politic pe care Federația Rusă nu l-a abandonat cu totul, mai ales cu Occidentul, nici în ceea ce privește cosmetizarea situației din Ucraina, care este una foarte gravă, și înfrângerea Federației Ruse cât se poate declara. Vedem totuși cum
Armata rusă este concentrată acum în estul Ucrainei. Vedem ce se întâmplă în Donbas. Spune Volodymyr Zelensky că pare că Donbasul arată la fel ca Mariupolul acum. Deci continuă agresiunile militare în Ucraina, chiar dacă nu vedem rezultatele așteptate, cel puțin de Vladimir Putin. Exact. Primele trei orientări strategice la începutul acestei campanii vizau Kievul și o presiune pe zona politică a capitalei ucrainene, zona Odessa, Marea Neagră și zona Mariupol pentru dominarea Mării Azov. Din cele trei... Vă întrerup o secundă, domnule Diaconescu, pentru că vedem chiar în aceste momente imagini cu președintele american Joe Biden, care a ajuns în urmă cu puțin timp în Coreea de Sud. O primă etapă a turneului său asiatic de 5 zile. Este și prima vizită a liderului de la Casa Albă în Asia de la începutul mandatului său. Iar vizita vine într-un context tensionat, și anume războiul din Ucraina și criza alimentară care pare să prindă viteză din această cauză, precum și relațiile încordate dintre Statele Unite și China, principalul rival al Americii în zona Asia-Pacific, dar și la nivel mondial. De altfel, vizita lui Joe Biden în Coreea de Sud și Japonia este văzută de unii analiști politici ca un avertisment pentru Coreea de Nord și pentru China, privind politicile lor de înarmare, respectiv de extindere a influenței Beijingului la nivel regional și global. În privința Chinei, cel mai sensibil subiect acum este legat de Taiwan și de amenințarea permanentă de invazia insulei de către regimul comunist de la Beijing. Vedem așadar imagini în direct cu liderul american care a ajuns în Coreea de Sud, iar următoarea etapă a primului său turneu asiatic ca președinte este Japonia. Domnule Diaconescu, aș vrea să discutăm puțin și despre această vizită făcută de Joe Biden în Coreea de Sud, mai ales că are loc în acest context cu războiul din Ucraina și criza alimentară. Ce arată, de fapt, această primă vizită făcută de Joe Biden de când a preluat mandatul de președinte al Statelor Unite ale Americii în Coreea de Sud? Faptul că Statele Unite ale Americii continuă să fie implicată în zona Indo-Pacific, faptul că în acest moment Coreea de Sud se bucură de atenția și sprijinul american, așa cum s-a întâmplat până în această perioadă, și în egală măsură un semnal de descurajare către Coreea de Nord și mai departe către China, în sensul că criza ucraineană nu epuizează resursa de atenție și de sprijin american, iar ceea ce se întâmplă în peninsula coreană este în continuare foarte sus pe agenda Washingtonului. Și era necesară această vizită și acest semnal de alarmă tras de Joe Biden în ceea ce privește China și Coreea de Nord? Da, era necesară pentru că o serie de echilibre globale, inclusiv în ceea ce privește Ucraina, se stabilesc la mai multe mese de negociere. Ori interesul american, singura țară din lume care practic se poate implica simultan în trei crize, este unul care trebuia subliniat de Biden în ceea ce privește peninsula coreană. Mulțumesc tare mult, domnule Cristian Diaconescu, pentru intervenție și pentru discuție.